Bun regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că ați rămas aici cu noi la Radio Vocea Evangheliei București pe frecvența veștilor bune. Continuăm în ediția de astăzi tematica și subiectul început în ediția precedentă. Ne bucurăm să discutăm despre disciplinele spirituale împreună cu Pastorul și profesorul Ghiță Mocan îi spunem bun revenit în studioul Prodocenți și în emisiunea noastră. Mă bucur să ne regăsim. Și noi ne bucurăm că sunteți cu noi și ne-ați provocat în ediția trecută vorbind despre meditație, despre modul în care ea ar trebui să se regăsească în agenda noastră, în preocupările noastre și faptul că ea nu intră în niște tipare, așa, omenești, cumva încorsetată, ci trebuie să ne folosim de imaginație, de așa, de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, de un context al creației și de lucrurile de cuvântul lui Dumnezeu, textul scripturii. Și în ediția de astăzi, aș vrea, știu că n-am abordat exhaustiv subiectul, dar aș vrea să putem să. Prindem și alte două discipline spirituale, așa cum ne-ați promis rugăciunea și postul, și de aceea vă rugăm să aveți timpul acesta pentru a prezenta, așa pendelete pentru ascultătorii noștri, câteva provocări actuale și legate de celelalte două discipline. Cu mult drag! Înainte însă de a vorbi despre rugăciune, următoarea în ordinea noastră, vreau doar o precizare. Se poate lua ca o mică introducere. La această discuție. Unii poate au rămas surprinși de ce nu punem citirea scripturii ca o disciplină în sine, ci am integrat-o, după cum ați văzut, la conținutul meditației. Din cauza că, la scara celor 2000 de ani de creștinism, citirea este ceva recent, foarte recent. Majoritatea generațiilor până în prezent s-au mântuit fără citire, pentru că Chiar dacă aveau textul, nu aveau acces la text. Și ca să fiu un pic mai personal, bunica mea, din partea mamei, nu a știut carte. Eu sunt în raport cu ea, la a doua generație, știutor de carte. Sper, mă străduiesc. Prin urmare, iată cât de aproape a venit analfabetismul de mine. Și poate, unii dintre ascultători se gândesc la înaintașii lor cu candoare. Și nu putem să considerăm că, că citirea este iată mântuitoare în sine. Ea nu este. Știți care ar fi paradoxul? Și apoi revenim la rugăciune. În sfârșit începem. Sigur, vă rog. Știți care ar fi paradoxul? Ca înaintașii noștri analfabeți, dar trăitori ai credinței creștine, să-L fie avut pe Dumnezeu mai viu în minte și în inimă, în baza textelor de Duminica, atât și atât cât au putut memora din Scriptură, prin citirea altora, și să-L fi avut pe Dumnezeu mai prezent, mai viu decât noi, cu Scriptura atât în carte, cât și pe toate device ceea ce e foarte bine. Deci suntem mult mai responsabili și noi trebuie să facem o meditație mult mai amplă, mult mai demnă de modernitatea noastră. Domnul să ne ajute. Într-adevăr, mi-aduc și eu aminte de, că ați menționat-o pe bunica dumneavoastră și bunica mea din partea tatălui, i-a învățat să citească folosind Scriptura. Iată. Și câte cazuri n-au fost. Da, într-adevăr, au fost alte generații, dar slavă Domnului că mântuirea e prin har, prin credință și nu prin citire, așa cum ați spus. Sigur. E adevărat, înțeleg că noi suntem cumva mult mai responsabili pentru că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, înțelegere. Așa cum spune în Cartea Profetului Daniel, înțelepciunea va crește în vremurile din urmă și asta trebuie să ne mobilizeze pe noi la mai multă. A plecare spre textul sfânt, studiu, meditație și uh, chiar e o luptă pentru fiecare credincios să uh, fie mai serios cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă meditația este gândul care urcă spre Dumnezeu, atunci rugăciunea este Cuvântul care urcă spre Dumnezeu. Rostirea. Și, într-un chip, Normal, natural, rugăciunea se naște din prea plinul meditației. Adică, singura rugăciune valabilă, rugăciune care ne încântă inima și pe care nu o vom vedea niciodată ca o povară, este rugăciunea care se naște natural din contemplarea lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă rugăciunea este așa cum am expus-o și ea este așa privind în Scriptură și la mari oameni ai credinței vreme de secole, atunci înseamnă că nimeni n-ar trebui să cheme pe nimeni la rugăciune. Acum am spus ceva aproape paradiziac. Părinții, și noi suntem părinți, își cheamă mereu copiii la rugăciune. Și copiii o vreme ascultă, apoi nu ascultă. Dar chemarea e acolo, ca un eco, aproape cicălitor. Păstorii își cheamă congregația la rugăciune. Cei mari cheamă pe cei mici la rugăciune nu mai spunem situații foarte speciale. Marile încercări ale vieții ne cheamă pe toți și unii pe alții ne chemăm la rugăciune. Marile căderi revendică rugăciune agonizantă. Dar toate acestea sunt doar situații oarecum particulare, episodice, și care țin de împrejurările vieții. Ne putem întreba, și asta vom face aici: există totuși o rugăciune care să nu depindă de realitatea, de potrivă fericită sau poate uh, îndurerată a vieții? Există. Există acea rugăciune pe care Domnul o punea în predicat de pe munte: Intră în odăița ta, ori nu e nimic spectaculos acolo, în cui e ușa după tine, nu e spectaculos. Fără camere, fără Fără ca cineva să cuantifice, să numere, intră, ascunde-te și roagă și Tatăl care vede în ascuns îți va răsplăti, te va asculta. Despre această rugăciune vorbim, pentru că rugăciunea adevărată e aceasta, acea rugăciune zilnică. Și cum spuneam data trecută, despre rugăciune nu avem reglementări în Scriptură, atât de importantă și nu ni se spune de câte ori să ne rugăm pe zi. Nu ni se spune cât să dureze o rugăciune, nu ni se spune ce să conțină. Și nu ni se spune, de exemplu, ca să fim mai tehnici, dacă să ne rugăm întotdeauna cu rugăciuni libere sau să ne rugăm și cu rugăciuni scrise de altcineva, de obicei mai mari decât noi, campionei rugăciunii. Și suntem prinși cumva în atâtea dileme. Ei bine, în secolul II, ba chiar înainte de anul 100, în tratate precum didahia, care este... Pusă de unii chiar undeva prin anii 80, iar dacă s-a scris în 80, înseamnă că e contemporană cu Evangheliile. Deci, la cumpăna anului 100, de acolo ni s-au păstrat vreo câteva scrieri, în care apare noțiunea de rugăciune care corespunde ca praxis aproape unul la unul cu niște indicații din faptele apostolilor. De exemplu, în fapte capitolul 3, Petru și Ioan se suie la ceasul rugăciunii. Deci era clar că era un ceas dedicat rugăciunii, adică un moment. Acolo era ceasul al nouălea, după cum numărau evrei, ora 3 după masă la noi. Și aflăm din scrierile acestea și din cultura iudaică că existau trei momente de rugăciune la nouă, la 12 și la 15, ca să dăm orele noastre. Ăsta erau momentele care țineau rugăciunea cumva la mare cinste și o făceau să fie personală, să fie exercițiu individual al fiecărui evreu. Creștinii, și avem, cum vă ziceam, argumente, au rămas pe același calapod. Și aflăm, de exemplu, în secolul IV, unde textele sunt mai multe, la Ieronim. Dintr-o epistolă adresată unei monahii, unei femei care s-a retras în, în, într-o mănăstire, și îi scrie, ca un fel de duhovnic, îi scrie Ieronim ceva de genul: N-ai uitat de cele trei rugăciuni ale zilei. Și pune indicația 9, 12, 15. Și n-ai uitat să adaugi la acestea și altele două la trezire. Și la culcare. Și ca să simplificăm, sunt texte abundente, mai ales în secolul IV, credeți-mă, le-am văzut, le-am citit, m-am hrănit din ele, mi-am făcut un mod de viață pe care încerc să-l țin. Știu că e greu în societatea noastră să respectăm orele, dar oricum este abundent materialul care merge spre aceste cinci momente de rugăciune ale zilei. Trezirea de dimineață, adică rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară și trei în interior, dar ponderea este să observăm acest detaliu în prima parte a zilei. Deci se pare că ziua o salvăm cu începere de dimineață și nu amânăm mereu salvarea zilei pentru seara, când cine știe câte se vor întâmpla, oricine va veni pe la noi, oriunde va trebui să alergăm, etc. Da, frumos. Totdeauna m-am tot gândit la a citat cuvintele Mântuitorului în predica de pe Munte, și El spune acolo: Intră în odăița ta, în cuio, fi tu cu Dumnezeu și fi nascuns, și Dumnezeu care vede în nascuns să-ți va răsplăti. E o răsplată directă ca un beneficiu a relației cu Dumnezeu, a respirației Sufletului. Și e o și o formă de răsplătire în viitor. Cum vedeți aici noțiunea de răsplătire? În ce mă privește și sper să fiu un adevăr, e prima variantă. Nu aș sugera acolo o recompensă viitoare. Pentru că aproape nu mi se pare corect. Cine se roagă și-a primit răsplata. Pentru că pacea ce ți-o aduce rugăciunea. Pentru că bucuria exprimării Indiferent cum te roci, și cât te roci, totuși e cuvântul care urcă spre Dumnezeu. Această formulare, fie că e o rugăciune de lamentație, de, depinde, zilele sunt diferite. De deci, aceea rugăciunea poate fi de multe feluri, chiar este. Prin urmare, momentul de rugăciune, starea pe care ți-o aduce rugăciunea, chiar dacă nu schimbă realitatea, uneori nu schimbă, trebuie să recunoaștem asta, dar te face pe tine mult mai... Mai vioi, mai puternic, mai stabil, mai plin de pace. Deci, răsplata de acolo aș vedea-o în însuși actul rugăciunii, în însăși binecuvântarea care derivă din închinarea propriu-zisă. Slavă Domnului pentru că avem această cale deschisă prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos și avem acces la Tatăl și evident că dumneavoastră ați prezentat rugăciunea sub fațeta aceasta a relației personale, acea bucuria sufletului, relația cu Domnul, acea exprimare. Sunt și situații, evident, rugăciuni de mijlocire, de cerere, în care Sigur. sunt acelea pot fi și publice Acelea sunt situații particulare, spuneam, exact. acelea. Dar nu trebuie să așteptăm cauzele. Noi trebuie să ne rugăm zilnic. Asta încercam să spun, că pentru cauze, de obicei, ne rugăm, pentru că suntem emoționați și uneori chiar suferința e lângă noi, dacă nu e chiar la noi în casă. Și atunci, evident că ne rugăm. Eu nu de rugăciunea aceasta îmi fac probleme în viața mea, ci de rugăciunea zilnică, de rugăciunea aceea de odăiță, să spună așa. Acel imperativ al apostolului, rugați-vă neîncetat. Da. Și poate unii se întreabă, dar cum poți să te rogi neîncetat? Că ai de mers la lucru, ai de călătorit, ai de umblat, de făcut treburi. Probabil cu gândul ești conectat sigur, mereu la sigur. Dumnezeu. Iar acolo când, când apostolul zice rugați-vă neîncetat, exegetic vorbind, nu se referă non-stop, nu se referă secundă de secundă, ci acolo cuvântul grecesc este rugați-vă mereu, rugați-vă frecvent. Iar în altă parte spune, mi se pare lui Timotei, te pomenesc necurmat în rugăciunile mele și unii au înțeles că necurmat el era cu gândul la, la, Timotei și nu dormea și se ruga. Nici vorbă de așa ceva, este ceva inuman, este ceva imposibil. Și acolo necurmat, iar cuvântul grecesc este te pomenesc frecvent. Adică, ești cumva pe lista mea de rugăciune, dar nu în sensul că mă rog necontenit numai pentru tine. Da, mulțumim, domnule pastor Ghițănohan, pentru aceste uh, clarificări și uh, aș vrea să profităm de timpul care mai avem să abordăm și postul, dar nu înainte de a poate iarăși așa niște recomandări să ne le faceți pe domeniul acesta, zonă aceasta rugăciunii. Da, cu mult drag. Mă străduiesc să fie din acelea practice. Sigur. Prima recomandare, cu gândul mai ales la evanghelicii care ne ascultă, este nu vă refuzați plăcerea de a vă ruga uneori cu rugăciuni citite. De a căuta, internetul poate fi o resursă aproape suficientă. De a selecta, de a vedea cu ce rezonați. Pentru că de-a lungul istoriei ei, biserica a adunat multă rugăciune. Multă rugăciune scrisă. Prin urmare, recomandarea ar fi să nu ne refuzăm acest, acest mod de a ne ruga, chiar dacă nu-l transformăm într-o rugăciune sau într-un într mod de a ne ruga zilnic dar sunt zile în care ne putem salva cu o rugăciune bună care nu e a noastră, ci noi o citim, dar suntem în ea. O altă recomandare ar fi ca uh, să învățăm uh, să ne educăm ca rugăciunile noastre zilnice să fie preponderent de laudă, de adorare, să fie doxologice. Și ca un uh, atașament la această doxologie, să adăugăm cauzele zilei, posibilele noastre îngrijorări preocupări pe care le avem, vocația noastră și așa mai departe. Și, ca o ultim, ultimă recomandare, nu ignorați dimensiunea comunitară a rugăciunii. Rugăciunea de odăiță are farmecul ei, ea are ritmurile ei, ea e minunată, dar este complementară rugăciunii comunitare. Dacă zilnic este o mică slujbă la biserică, du-te la slujba aceea, evident dacă poți, pentru rugăciune. Duminical nu mai vorbesc. Cumva, rugăciunile comunitare, trebuie să știm că în istoria creștinismului, mai ales în prima parte, în primele secole, au predominat în raport cu cele individuale. Și biserica n-a fost naivă niciodată, dar niciodată, crezând că omul acasă se roagă, numai așa că își imaginează biserica că se roagă, sau cu slujitorii. Nu. Au organizat la biserică. Deci să nu pierdem din vedere dimensiunea comunitară. Într-adevăr, frumusețea este că le putem plăti așa, cea personală, comunitară și, de exemplu, așa cum ați menționat, există și în Biserica Primară, exista acel, acel timp special de rugăciune în comun, în care toți se adunau. Și, evident, că erau și momente în care, în grupuri mai mici sau chiar individual, ei își petreceau timpul acela prețios în rugăciune cu Dumnezeu. Mai avem postul pe lista noastră. Evident, că sunt, așa cum ați menționat în prima parte a emisiunii, mult mai multe discipline, dar rezumându-ne la cele trei, aș vrea să. Vorbim câte ceva și despre post, despre semnătatea lui și despre modul în care poate fi, trebuie practicat de către noi. Dacă meditația este gândul care urcă spre Dumnezeu, iar rugăciunea este cuvântul care urcă spre Dumnezeu, atunci postul este trupul care urcă spre Dumnezeu. Pentru că, da, este posibil ca să punem în mișcare nu numai Sufletul, nu numai cuvintele, nu numai imaginația, ci să punem în mișcare trupul nostru. Iar de trupul nostru ne atingem cel mai greu și ne doare cel mai mult. De aceea eu cred că postul este o înderednicire de om matur în credință. De aceea eu cred că postește cu adevărat cine meditează cu adevărat și cine se roagă cu adevărat. Pentru că o rugăciune autentică, mă refer perseverentă, Caldă, profundă, care se întinde pe ani de zile din viața unui om, va aduce în mintea lui, în, în focul inimii lui, dorința de mai mult. Nu poate fi numai rugăciune. Vedeți, noi uneori prezentăm rugăciunea ca fiind vârful, ca fiind apogeul. Uh, nu ne dăm seama, dar suntem în eroare. Sigur, noi spunem asta cu gânduri bune. Nu. Rugăciunea nu. Rugăciunea e drumul spre ceva mai înalt. Rugăciunea rămâne un cuvânt, sperăm, autentic, sincer, mereu, mereu încărcat de semnificație. Dar rugăciunea, până la urmă, este rostire de cuvinte. Ori postul în raport cu rugăciunea este fapta. Este fapta. Iar despre post, iarăși nu ne ajută textul biblic. Nici vechiul, dar nici noul testament plină scriptura de postitori, unul nu ne-a spus cum să postim și noi. Venea, într-adevăr, în acea pildă în care cel fariseu spunea de două pe Eu postez de două postez ori pe săptămână. De două pe săptămână și era adevărat. Era adevărat. Dar nici măcar fariseul nu ne spune când postea și cum postea. Și dacă ne-ar spune, noi poate nu suntem dispuși să luăm de la fariseu, că zicem, noi nu vrem să postim precum fariseul. Ei bine, nu avem praxis în Scriptură. Faptul acesta aș vrea să-l vadă fără patimă evanghelicii noștri, iubitorii de Scriptură. Eu cred că evanghelicii sunt cei mai iubitori de Scriptură, de text, până în prezent. Ei bine, mare atenție! Nu putem rămâne doar la textul Scripturii din punctul acesta de vedere. Suntem nevoi să facem apel la alte texte și aș vrea să sugerez măcar două dintre ele. Una este Didahia pe care am menționat-o, învățătura celor 12 apostoli, care, într-un canon intermediar al Noului Testament, a fost un canon. Era cât pe ce să o avem în Biblie. Nu avem, dar era cât pe ce. Bun. Vă citez aproape cuvânt cu cuvânt zice autorul Didahiei, care noi credem că a fost un ucenic, la prima mână a unia dintre apostoli. Zice, noi postim precum apostolii. Două puncte. Miercurea și vinerea. Și nu postim precum fariseii fățarnici. Lunea și joia. Aproape de ajuns o propoziție ca aceasta ca să înțelegem că din zorii creștinismului, din perioada post-apostolică, postul era bisăptămânal. De ce miercuri și vineri? Voi reveni la asta. Pentru ca să nu fie luni și joi, ca valoare simbolică. Nu că aceste zile ar avea o problemă, ci din cauză că, totuși, creștinismul, deși moștenește multe din ale iudaismului, trebuie să-și croiască un drum propriu. Ori trebuie alese zile diferite ca să se vadă că aici e ceva diferit. Deci, sunt anulate postirile cele două ale evreilor pentru a se institui postirea creștină. În timp aceste două zile de miercurea și de vinerea au devenit atât de importante în comunitățile creștine, astfel încât în secolul IV, când s-a ajuns la libertate și lucrurile s-au elaborat mult mai amplu, deja avem texte, ce vă spun acum, de secol IV, dar ne uităm retroactiv și în secole anterioare, dar deja avem texte, cum spuneam, care spun miercurea când postim, să ne gândim la ce a făcut Mântuitorul sau ce s-a întâmplat cu el în săptămâna mare. Și se reia cumva săptămâna mare la scara fiecarei săptămâni, că duminica ei se împărtășau. Ei luau cină. Și atunci, miercuri, ne gândim la trădarea Mântuitorului de către Iuda și ne gândim la toate trădările noastre față de Hristos. Vineri ne gândim la răstignire și la impactul răstignirii din viața noastră, iar dacă miercurea și vinerea postim și ne gândim la cele două mari subiecte, duminica ne putem împărtăși. Cumva, vă rog să observați, asta am vrut să transmit așa dintr-o frază, vă rog să observați că postul la începuturile lui este bisăptămânal și este pregătitor pentru duminică și este văzut organic integrat în săptămâna uzuală a fiecărui creștin. Extraordinar această realitate și practică a primilor creștini și urmașii apostolilor Așa cum ați menționat Vedem că biserica majoritar ortodoxă cumva a continuat așa practica asta Miercurea, vinerea iau Sigur. oficial zile Sigur. de post Sigur. Și vă rog să priviți cu respect spre acest element pentru că ei își iau argumentele de acolo, din acele texte care nu sunt ale lor. Sau nu sunt numai ale lor, ci sunt ale tuturor, pentru că în primele secole Biserica nu era confesională. Exact. Deci să fim relaxați. Da, suntem foarte relaxați. Nu suntem relaxați în ce privește practica noastră, pentru că aici dacă ar fi să ne evaluăm fiecare în lumina relației noastre cu Dumnezeu și a cuvântului său, așa cum ați menționat, e o luptă cu trupul nostru și cu poftele, cu plăcerile noastre și nu e așa de ușor să îți iei o zi de jerfă de post. Da, pentru că lupta pentru postire e mai mare decât lupta pentru rugăciune și meditație. Admitem, admit și eu. Admitem, da. da. Um, aș vrea să mai revin cu câteva detalii tehnici Aici în mintea ascultătorilor Dar ei nu pot interveni, cred că sunt multe, multe întrebări Bine, dar de la ce oră până la ce oră Dar să postim cu post negru Sau post de dulce Cum postez bisericile majoritare, istorice Da, vă rog să facem așa niște da, clarificări da, Aș vrea, aș vrea pentru că Îmi imaginez că În primele viacuri Nu avem nicăieri Până undeva spre secolul VII Niciun document Niciun text care să vorbească despre postul de dulce sau da, postul acesta care se întinde pe șase săptămâni, nu înainte de înviere și uh, postul Crăciunului. Deci, deci nu avem postul de dulce, deci postul parțial să-l numim, postul când te abții de la tot ce este de proveniență animală. Pe călcule sunt clare, mai este în mediul românesc. Și uh, uh, singurul post uh, vehiculat și practicat este postul negru. Nu avem însă nicio specificare la ce oră să se încheie postul. Dar avem niște, niște sugestii și aș vrea să vi le ofer cu mult drag, eu însumi țin cont de ele. Dacă ultimul ceas al rugăciunii este la ora 3 după masă, se sugerează că după 3 oricând poți să închei postul. Pentru că nu e bine să meargă postul înainte fără rugăciune. Dacă rugăciunea s-a încheiat, postul se poate încheia. Și cumva observ în texte. Că serile, serile sunt cumva ale familiei, ale bucuriei, nu ale ascezei. Deci nu seara încărcăm, nu seara ne răscumpărăm și ne, ne nu știu, ne răzbunăm pe căderile dinainte, ci cumva, cumva ieșim din post după ce am ieșit din rugăciune. Încă un detaliu foarte frumos. Apoi o să spun ceva și de postul de dulce, cum a apărut el, pentru că și el are o rațiune și, și el e un fel de aposti. Încă un detaliu. Am găsit la părinții bisericii recomandări de o candoare și de o profunzime care te înduioșează. Ei zic, în ziua în care postești, se înțelege că post negru, ei nici nu concepeau alt post. În ziua în care postești, când mănânci, când închei, nu mânca mâncare multă, nu mânca variat, adică cum am aplicat noi românește, nu mânca o ceafă de porc cu cartofi prăjiți, nu-i voi, nu fă un grătar, nu în ziua aia. Zice, hrana de la sfârșitul zilei postului tău să fie precară, puțină, cum ți-a fost asceza. Și mănâncă pâine și apă. Iar dacă nu poți numai pâine și apă, adică atât de precar, adaugă ceva, dar numai un ingredient. Nu variat, nu o spăți. Nu dăm o specie la sfârșitul postului, pentru că stricăm asceza dinainte. Rămâi în duhul postului și când mănânci. Iar mâncarea de la prânz care ți-a rămas în cămară, în ziua aceea, auziți, în ziua aceea, dăruiește unui om flămând, ori adă-l în casă și hrănește-l, câte vreme tu te uiți la el. Pentru că mâncarea aceea nu-i voie să treci cu ea în următoarea zi. Nu iată a ta. Aceea este spre milostenie. Extraordinar. Da, chiar acolo în Isaia, unde sunt aceste menționări, probabil iată. de acolo s-au și inspirat. Fără îndoială. Uh, și acum ar fi ideal, uh, poate cu altă ocazie să discutăm, uneori noi de la postul acesta alimentar, uneori mai uh, e neușor într-un fel să facem, mai greu să postim de la, eu știu, device-uri, de la alte tabieturi care ne fură și da, ne ocupă da. timpul și ar trebui să fie un post total. O dedicare totală Domnului, o rupere de toate lanțurile, cum spune acolo profetul, să deznoadă legăturile, da. și sunt multe legături care ar trebui să fim de fiind conștienți în viața noastră, măcar în ziua postului, să fie rupte. Foarte bună aplicație, și aș trece prin această aplicație la câteva recomandări. Mă gândesc că și timpul se comprimă. Iată pe prima. Orice formă de asceză, de postire. E corectă. Prin urmare, n-ar trebui niciodată să ne războim unii cu alții că unul postește negru, post negru, care poate fi o zi sau două pe săptămână, preferabil săptămânal, până la o anumită oră, cu cel care postește, nu postește negru, dar care șase săptămâni ține postul, ortodox cum îl numim noi, care are rădăcini puternice în primul mileniu. Da, nu în primele secole, dar în primul mileniu. De ce? Se pare că slujitorii de atunci n-au fost naivi. Când au dat dezlegarea aceasta cu postul de dulce, și-au dat seama că foarte puțin au cu post negru. Și cum se dezvoltase deja foarte mult latura monahală, adică mănăstirile unde postul negru e la aia -a campion, zile. aceia sunt campioni la post, atunci cumva pentru cei rămași în cetate, zicem în lume, cum noi suntem în lume, așa, au zis, ok, facem un post Parțial, dar îl întindem pe mai multe săptămâni. Mai accesibil. Mai accesibil. Deși cine a încercat acest post, da, își dă seama că nu e atât de ușor. Cine nu mă crede, să încerci. Bun. Deci, dar pe lângă această, aceste forme de așeză, zile în care să renunțăm la tehnologie, zile în care să nu deschidem televizorul, zile în care să ne abținem de la ceva sunt forme de asceză pe care le răsplătește Dumnezeu. Le răsplătește în sensul că, că ne punem noi da? la, un, la un respect, la o, la o, reținere, la o, ne dovedim cumva nouă înșine că putem să ne lipsim de ele într-un folosul împărăției, într folosul creșterii noastre spirituale. Iar când postim cu post negru, post care este cel mai practicat în maniera sau în, în mediul nostru, e bine ca în ziua aceea tot ce nu este necesar să facem, drumuri pe care le-am putea amâna, contexte publice pe care le-am putea evita, am zis le-am putea să le tăiem. Recomand să le tăiem. Da, nu ne putem duce într-o mănăstire, ar fi bine să ne putem, sau pe un munte, nu putem. Tot trebuie să mergem la serviciu în ziua aceea, tot trebuie duși copiii la școală. Mă înțelegeți? Dar în ziua aceea facem numai minimul, numai ceea ce trebuie făcut. Pentru că noi ne punem deoparte, astfel încât să ne rămână cât mai mult timp de rugăciune, de citire, de contemplare. Că doar post fără rugăciune și meditație, cum știm, nu valorează. Nu valorează și e doar așa, o dietă, ca să sigur, zicem. Sigur, Or postul nu e o dietă. Dacă întâmplător și slăbim postind, asta este o a doua binecuvântare. La văd, domnule! Uh... Domnule pastor Ghiță-Mocan, suntem la finalul emisiunii și într-adevăr recunosc că ne-ați provocat și ne-ați încântat în același timp. Sper eu că ne-ați provocat și ați reușit și pe ascultători să îi provocați înspre o regândire a practicării acestor discipline. Mi-a plăcut foarte mult cum ați sintetizat gândul, cuvântul și, și trupul, trupul care trebuie să așeadă la Dumnezeu. Uh, V-aș ruga o concluzie, un gând pentru ascultătorii noștri, așa un gând final, o provocare dincolo de tot ceea ce ne-ați spus până în prezent. Gândul de final aș vrea să, să fie cumva în sens invers, adică întâi postul, apoi ne ducem în spate la rugăciune și încheiem cu meditația. Un autor de secol XIII, Teolipt al Filadelfiei, într-una din omiliile sale, zice, parafrazez. Căci ce este postul dacă nu o punte, un pod între trup și suflet? Că acestea două n-ar trebui lăsate de capul lor, n-ar trebui despărțite, ci ar trebui cumva să le punem împreună. Nu s-a găsit, zice el, o altă cale decât postul. Căci prin mâncare căzut au protopărinții noștri, mâncând. Din fructul oprit. Deci, nu ne putem mântui decât prin nemâncare. Dar de acum asumată, matură, profund irigată spiritual. Apoi rugăciunea. Despre rugăciune, textele abundă. Iar dintre aceste texte, fraze scurte. Propoziții încărcate de sens, aproape fiecare cuvânt, o scriptură, am putea zice, în, în, în sine. Evagrie Ponticul, unul dintre marii trăitori cu Dumnezeu de secol IV, el, de fapt, ne-a și lăsat ideea celor șapte păcate capitale. Evagrie Ponticul spunea, rugăciunea este momentul în care mintea omului se concentrează maximal traduc oarecum cu neologisme. Maximal. Deci rugăciunea este punctul în care omul, momentul în care omul în sfârșit e mai concentrat ca niciodată de-a lungul zilei. Și iată cum rugăciunea este suită la cea mai înaltă îndeletnicire a minții umane. Și în fine, meditația. Meditația, aș vrea să îi fac acum o aplicație de final, din Ioan Gură de Aur, care spunea atât de frumos în predicile sale, răsăritul soarelui să te găsească cu o scriptură în mână, în condițiile în care ascultătorii lui nu aveau scriptură și nu știau să citească nota bene. Îndemnul lui atunci nu se potrivea atunci, parcă se potrivește profetic cu noi acum. El sigur că îl făcea cred metaforic, în sensul cu gândul la ce vă învăț duminica. Dar la noi se potrivește la modul practic, cu scriptura în mână să te găsească dimineața, răsăritul soarelui. Și primele raze ale soarelui, fie ele binevestitoare, ale măreției lui Dumnezeu are căldurii pe care Dumnezeu ne trimite și la propriu și la figurat. Și iată cum postul, rugăciunea, meditația, luate în sens invers, se hrănesc unele din celelalte și ele devin un tot. Ele sunt complementare. Ele sunt, dacă vreți, pachetul întreg. Da, un pachet întreg care aduce binecuvântare în viața creștinului, credinciosului și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a pus la dispoziție astfel de instrumente. Care ne ajută în procesul acesta de asemănare cu Hristos, de sfințire, de schimbare în același chip al Domnului, așa cum spune Apostolul Pavel, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. E adevărat că asta presupune o luptă cu firea noastră pământească, cu tot felul de provocări și ispite, însă avem de partea noastră Duhul Sfânt și Cuvântul care cred că ne vor ajuta în practicarea acestor discipline. Fără îndoială, toată nădejdea e în Dumnezeu. Și încă ceva, poate ca o încurajare, încercând să le practicăm, vom avea momente de mare apatie și de renunțare. Vom avea situații în care, la modul practic, nu mai știm unde le-am pierdut și cum ar trebui reluate. Să fim cu prevedere, cum ziceau bătrânii, și să înțelegem că toate acestea le vom întâmpina. Dar toate aceste neajunsuri nu trebuie să ne sperie. Noi trebuie să înaintăm, să începem. Îndemnul ar fi atât de simplu să începem sau să reîncepem. Lucrurile acestea sunt atât de intime încât nimeni nu te poate verifica. Ia această libertate spre binele tău, nu? Adică dacă nimeni nu te poate, atunci, atunci chiar nu trebuie să dai socoteală la modul acesta, te scoate la tablă cu tema nefăcută. Vezi pe unde ești. Adică atâta libertate de Dumnezeu omului și omul parcă nu se mântuiește. Domnule pastor Ghiță Mocan, vă mulțumim mult pentru aceste gânduri frumoase, provocări pentru disponibilitatea de a fi în emisiunile noastre și vă dorim multă binecuvântare, slujire, har, sănătate și Mulțumesc. prospețime în slujirea aceasta cu cuvântul și prin cuvântul lui Dumnezeu și vă mai așteptăm cu drag în emisiunea noastră mulțumesc Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să l-avem împreună cu noi pe domnul pastor și profesor Ghiță Mocan de la Biserica Philadelphia din Oradea. Am discutat despre practicarea disciplinilor spirituale, o temă frumoasă de actualitate provocatoare. Sperăm că ați avut ceva de preluat de... Uh, Luat din această emisiune, ceva care v-a provocat și vă încurajăm să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să vă aplicați asupra acestor discipline și în intimitatea dumneavoastră cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, să încercați să vă Apropiați de Dumnezeul Sfânt prin meditație, rugăciune, post, gândul, cuvântul și trupul să aceadă așa la către Dumnezeu. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!